Ziua 1 din 4 într-un loc extraordinar. Suntem în vârful muntelui unde va avea loc prologul celor de la Ditrocks. Personal sunt prima dată aici. Vlog 25. Cum vă dați seama, băieții de la cursă sunt de la Cluj. Nu după numere de matriculare, ci după asta. Scurt, înainte de cursă, întrebăm campionii la ce se așteaptă. Cum la ce? Să ardem gazul cel acest aștept. Să bat bătrânul. Să-l bați? Da. Tu, Paul, la ce te aștepți de la cursa asta? Să câștig, normal. Să vin cât mai mult pieță. Da, mă, dar o venit Gomez, cu dracu mai câștig. Are concurență serioasă, o venit Gomez. Dacă vine Gomez, mă, să mă dau la ce. Ce așteptări ai de la cursa de la Ditrocks? Bă, eu mă aștept să fie măcar 3 mlaștini, mai adânci, cum ai zis. Ei, prea multe râmbi. Fără rezultat. La cursă, mulțumesc frumos că mi-ai arătat unde sunt ocoliturile. Chiar habar n-am ce zice. Unde pot să mă dau un pic pe lângă CP-uri și tot începe să dau. Auzi, spune puțin camera către mine că vreau să-ți transmit ceva lui Ciachi. Vezi că la prolog avem timp limită de un sfert de oră. Deci dacă vii peste 15 minute, să nu faci scandal că te omor cu mâna mea. S-a înțeles foarte clar. Cred că nu-i nimic suplimentar de spus. Toți sunt ready to race. Chiar dacă e cu Husqvarna, sunt ready to race, băieții. Paul, el, ce așteptări ai de la cursă? Așteptări foarte mari. Deci, în poziția asta de John Bon Jovi, nu cred că are nici... Are o pernuță, dacă îi dai, ai singura lui așteptare. Dai o pernă de puf, de gâscă. Dormi? Am mâncat prea... Foarte tare, foarte alunecos acolo, dar cât te grăbești. Foarte alunecos.
lansat pe loc acolo. Uite la, uite la Alex Picoare cum a picat. Pe ea lunecă spatele, doamne ferii, patinoara acolo. Eu acolo pe stânga am luat-o. A doua oară m-am dus pe stânga, ce să fac? Mergem la o primă urcare. Pe 5. Ești pe 5. Olinsurile fac totul să meargă ușor. O urcare la dreapta. Da. Mulțumesc ghidului meu. Se poate face și și. Și pe trasă și pe lângă, dacă vrei să depășești pe cineva. Poate că dacă nu eram chiar cu a doua, ieșea mai bine. Vedeți cum se împinge urcarea asta, băieți? E nebunie cruntă. Deci ați văzut că nu e... E super, super mare nebunia! Deci e extraordinar ce poate fi aici! Suntem exact în mijlocul urcării. Servisări, să scrie de aer, băieți. E demențială. Deci e nebunie cruntă aici la Ditrocks.
Hai! Băieții fac tot posibilul să treacă. E super, super, super greu. Băieți, ce să facem, mai ajutăm? Din păcate, trebuie să decongestionăm traficul. Hai pe aici! Hei, hai pe aici sus! Hai sus! Hei! Rider foarte buni care indiferent de cine ar merge nu au unde. E blocat tot aici. Yo, bun, 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 hai sus. Dă-i direct pe după bradul ăla. Stai Prologue, fai! Da. Hai că nu mă rădăcină mare mai ai! Așa împinge, lasă prostii! Din nou Hell Maria! Fai încoace, mă, și împinge, mă! Poți, hai! Nu lăsa, hai să luți, da! Decongestionăm traficul! E super hard! Deci, uitați aici. Cam ce săpături sunt. Până acolo sus, primul pe listă, care vine de la profi, este David Cyprian. A trecut destul de bine. Trebuie să ajungă și Gomez la prima tură, aceasta fiind a doua. El era foarte aproape de David Cyprian,
Dacă nu greșesc, el era cu numărul 3, primul. Gomez păstrează energia, probabil, pentru cursă. Da. Bolovanii coboară la vale. Nivelul este super. Auziți dozarea cum e acolo chiar pe versantul din fare din față. O mică pauză. Bravo, dă-i! Dani nu a fost foarte încântat de cum l-am ajutat să urce nebunia asta cruntă. Sunt niște șanțuri aici grozave de tot. Până acolo jos, dacă vedeți în punctul ăla, să zic un 100 de metri, nu e mai mult, dar e hard. Come on. Bravo! Hai, Kevine!